Salutare tuturor! Istoria săptămânii se oprește de această dată asupra unui capitol poate mai puțin cunoscut din istoria noastră. Este vorba despre istoria timbrelor românești. Ca atare, jumătatea lunii iulie ne oferă ocazia de a vorbi despre prima emisiune de mărci filatelice din România, celebra Cap de Bouri. Totul avea să înceapă la 15 iulie 1858. Atunci se lansa prima emisiune de mărci poștale românești, Cap de Bouri. Emisiunea a fost tipărită în Moldova și reproducea semnul heraldic de pe stema statului din acel moment. Prima emisiune de mărci poștale din spațiul românesc era formată din patru valori, 27, 54, 81 și 108 parale. Tirajul a fost unul mic, 6.000 de exemplare pentru cele de 27 de parale bucata, 10.000 de exemplare pentru cele de 54 de parale bucata, 2.000 de exemplare pentru cele la 81 de parale și 6.000 de exemplare pentru cele mai scumpe, cele de 108 parale. Colecționarea mărcilor poștale a avut însă un impact foarte puternic în țara noastră. Acest hobby european a ajuns în spațiul românesc undeva în jurul anului 1865, în perioada în care domn era Alexandru Ioan Cuza în ambele țări românești, adică în țara românească și Moldova. În acea perioadă, colecționarii individuali sau comercianții de tutun vindeau primele noastre mărci poștale, Cap de Bouri, cele dedicate Principatelor Unite, care se uniseră în 1859, sau cele dedicate lui Alexandru Ioan Cuza. Timbrele Cap de Bouri au fost primele mărci poștale gumate din sud-estul Europei. În Grecia, primele mărci poștale de acest gen aveau să apară în 1861, în Turcia în 1863, în Serbia în 1866, iar în vecina țară, Bulgaria, în 1879. În ceea ce privește prima emisiune de mărci poștale românești, Cap de Bouri, circulația acestor timbre avea să înceapă cu data de 22 iulie 1858 la biroul poștal din Iași. La 8 august același an, adică 1858, celebrele Cap de Bouri intrau în funcțiune și la celelalte birouri poștale moldovenești, iar la 31 octombrie 1858, adică foarte repede, în doar câteva luni, întreaga emisiune de timbre era retrasă de pe piață. Poate asta avea să contribuie de altfel și la succesul nebănuit pe care colecția avea să-l aibă și să-l cunoască până în zilele noastre. Emisiunea a fost tipărită la Iași, în tipografia Atelierul Timbrului, în timpul caimacamului destul de cunoscut în istorie, Nicolae Vogoride. Timbrul nostru a fost creat după un model austriac. La prepararea lui au fost folosite matrițe de oțel. Marca poștală a constituit o revoluție importantă în sistemul de comunicare organizat de către poștă, dar și o mișcare politică importantă, fiindcă ea era îndreptată împotriva suzeranității otomane, care nu agrea în acel moment în țările române niciun fel de autonomie instituțională sau economică, cum ar fi, de exemplu, existența unei monede proprii sau existența unor însemne de stat sau ale unui drapel de stat. Așadar, timbrul în cauză, capul de bouri, reproducea într-un cerc exact stema statului Moldovei din acea perioadă, semnul heraldic de pe stema Principatului Moldovei, la care se adăuga o goarnă poștală, o stea în cinci colțuri, legenda portoscrisorii scrisă cu litere chirilice și valoarea nominală a timbrului amplasată în interiorul unei bucle de formă eliptică a goarnei poștale. Imprimarea timbrelor s-a făcut pe col de 32 de mărci poștale în patru rânduri, a câte 8 bucăți. Erau astfel dispuse încât la mijlocul fiecărei col se formau 8 perechi de tetbeș. Hârtia era specială de proveniență străină, având grosimea, structura și culori diferite. Ca adeziv pentru gumare a fost folosită o gumă arabică de culoare galben-brun care era aplicată manual în straturi inegale și neuniforme, ceea ce peste timp avea să-i dea un aspect special și putea în baza ei să fie controlată valabilitatea și originalitatea timbrelor. Până astăzi, deși lumea timbrelor românești s-a dezvoltat foarte mult, devenind mai mult decât un hobby, ba chiar un însemn, așa cum am zis, cu valori naționale, seria capului de bouri a fost foarte greu de egalat. Lumea a alergat din 1858 și până astăzi mai mereu după asemenea timbre. Valoarea lor a crescut foarte mult.
De altfel, dacă ar fi să întrebăm astăzi care ar fi valoarea acestor timbre, de cele mai multe ori ni s-ar răspunde inestimabilă, ca în reclama aceea pe care o știm cu toții. După 150 de ani, colecționarea timbrelor este încă una din preocupările familiilor regale, ale vedetelor de film, ale celebrităților din lumea sportului, dar și a altor persoane din viața publică. De ce nu ar fi și a unui om simplu care își trăiește viața fără a fi în lumina reflectoarelor? Mai ales că celebrele clasoare au apărut de mult, de fapt din 1900, tot într-o lună de vară, în august, și de atunci încoace, milioane de oameni își pun acolo nu doar timbrele, ci și speranța că într-o bună zi vor trăi poate mai bine cu ajutorul acestora. Aceasta a fost ediția dedicată capului de băuri. Până data viitoare, tuturor vă urez doar atât. Să nu uitați, vară fiind, putem afla lucruri foarte importante. O nouă pagină de istorie vă stă din nou foarte aproape și gata să vă spună toate secretele ei. Până data viitoare, tuturor, toate cele bune și la cât mai multă istorie.